TV, sigur că era falsă. Venind de la ei, nu avea nicio cotă de credibilitate. Au dezmințit autoritățile locale în Madagascar, au dezmințit și ai noștri. Cum ar fi fost totuși ca Radu Mazăre, două zile înainte să fie adus acasă, dacă va fi adus, sigur, să fugă din închisoarea lui? Mă întreb numai așa, știi în ce justiție are România, da? În ce glume ne scăldăm, oare ce s-ar fi întâmplat, după cât timp îl eliberați condiționat? Dacă, de exemplu, ar fi fugit și să zicem îl prindeați după 3 luni, să ascundea într-o conductă ca Saddam Hussein. Da? Îl prindeau ăia cine știe pe unde prin Madagascar, îl aduceați în România, este că tot i-ați fi dat drumul condiționat, deci fugise un an jumate din calea justiției. După care evadase din pușcărie în Madagascar cu 2 zile înainte să fie adus acasă în lanțuri. Este că nu făcea nici măcar amărâția de 9 ani cât i-a luat? Asta e justiție, bă! Nu este justiție. Ăsta este statul român. Acum, sigur că el nefiind în situația asta, puteți să ștergeți ce spusese mai devreme, doar ne-am imaginat, măcar dreptul la imaginație și la iluzie cred că îl mai avem. Așa, deci va fi adus în țară încă o dată, dacă va fi adus. Pentru că există niște probleme, înțeleg. El n-a fost prezentat unui judecător din Madagascar și cum sunt legile astea chioare, absurde, peste tot în lume, pentru că lumea este absurdă, deși mie mi se pare o idioțenie, evident, nu trebuia niciun judecător din Madagascar să-și dea acordul. Dar se pare că se umblă la astfel de șmecherii, încât Mazăre să fie prezentat la Antananarivo, probabil, în fața unui judecător. Nu știu dacă ăla este gata să fie desemnat sau va fi peste 14 luni. Dar ăla, chipurile ar trebui să-și dea acordul. Nu există așa ceva. El este fugar, a fost căutat prin Interpol, a comis niște tâlhării în țara lui de origine, respectiv în România. Madagascarul, ca orice altă țară din lume, dacă lumea asta era corectă și normală, trebuia să-l predea fără să pună nicio întrebare. Numai dacă era cetățean malgaș, aveau dreptul, evident, atunci să desfășoare lucrurile conform bunului lor plac. Atât timp cât el este cetățean din altă țară și a ajuns acolo numai din aceste motive, că a fugit din țara lui ca să nu dea socoteală în justiție, tu n-ar fi trebuit să zici nici pâs. În momentul în care primeai hârtia respectivă și îl prindeai, nici nu mai direct la aeroport și mai comentai. Așa ar fi fost normal. România după aia sau țara în cauză, oricare ar fi fost ea de pe planetă, urma să facă comentarii, să discute, să explice. Și eventual, dacă avea chef cineva de aici, ne mulțumea autorităților de acolo că au cooperat. Punct. N-ai ce să-l mai ții în Madagascar. Situație valabilă oriunde, între orice stat. Vă spuneam, nici Statele Unite și Canada, nici Statele Unite și Marea Britanie, nici Franța și Belgia, nimeni. Da, nu există două țări, Austria și Germania, care vreți dumneavoastră, Danemarca și Suedia. Nu există nicăieri pe planetă o reciprocitate care să discutească de această birocrație infectă. Tu te-au prins, ești dat în urmărie internațională, predă-te tată, ca Jianu pe vremuri, dă-te prins, Jiene, îi strigau ăia. Nu se dădea Jianu prins, nu țineți minte că se rostogolea pe, acolo pe dealul ăla, dar până la urmă asta e istoria. A ajuns tot goale și ulcele. În fine, Mihai Mazăre, fratele fostului primar al Constanței, ne-a adus la cunoștință această posibilă catastrofă. Radu Mazăre să rămână în Madagascar până la o judecare aia. Nu-i bătut în cuie. Evident, s-ar putea să fie tot o știre falsă. În orice caz, costul repatrierii acestui escroc ar fi de 7.648 de euro. Nu e o sumă mare. E o sumă chiar mică, ridicolă, mai ales pentru un stat care stă pe gologani, se pregătește să-și aducă aurul în țară. Cred că putem să sacrificăm atâția bani. Ăsta a furat miliarde. Da? Deci nu este nicio problemă că vom reuși până la urmă să-l aducem contra cost. Ca pe un timbru lipit de o scrisoare. 21 de zile au rămas să stea la despăduchiere la Rahova, în carantină, Radu Mazăre, după care va fi transferat într-o pușcărie. O să vedem la momentul respectiv dacă lucrurile, într-adevăr, sunt la acest nivel. Bun, o altă știre care ne-a brăzdat orizonturile, vreau să spun din capul locului că dacă această știre s-ar fi întâmplat oriunde în Occident, era prima știre a tuturor posturilor de știri și a tuturor publicațiilor tipărite și respectiv online, da? Asta cu profanarea de morminte românești în cimitirul internațional al eroilor din Valea Uzului, undeva la granița dintre Bacău și Harghita,
cruci la zeci de eroi români amplasate de primăria orașului Băcăuan, Dărmănești, au fost profanate, 52 de cruci și monumentul principal au fost acoperite cu saci negri de gunoi lipiți cu banda adezivă de către, cităm, un grup de activiști anonimi pe motiv că ar fi fost amplasate ilegal. Imediat toată lumea a văzut mâna UDMR-ului aici, subiectul fiind deja dezbătut săptămâna trecută, un subiect între UDMR și autoritățile locale, pe motiv că primăria din Dărmănești ar fi amenajat o parte a cimitirului pentru a amplasa niște cruci ale unor eroi români lângă crucile eroilor maghiari, italieni, ruși, germani și toți cei care au murit în primul război mondial în zonă, dar o parte dintre ei și în al doilea război mondial. Așa, primăria comunei Sânt Martin din Harghita susține că cimitirul s-ar afla pe teritoriul său. Ăștia de la Dărmănești zic că e a lor. De asemenea, comunitatea maghiară susține că autoritățile române au plasat crucile pe locul în care s-ar afla rămășițile pământești ale eroilor unguri. Și aici, după cum vă puteți da seama, ideea de bază este, deși președintele UDMR n-a vrut să învenimeze lucrurile la modul inutil și fiind și în campanie electorală și având nevoie totuși de un anumit sprijin, n-a turnat gaz peste foc. Dar, în orice caz, ideea de bază este, dacă ești un român, fie și mort din primul război mondial, nu poți fi îngropat acolo unde autoritățile maghiare au locurile lor de veci sau au parcelele lor de teren sau pur și simplu au niște interese. Ești în țara ta, ai murit în țara ta, dar nu poți fi îngropat în județul Harghita pentru că acolo este o zonă unde românii, nici măcar morți, nu au ce să caute. Este hilarant, este stupefiant, dar acesta este subiectul. Iar autoritățile de la București, comisiile apelate să rezolve asemenea cazuri, tac, chitic, nu există nicio socoteală. Eu mi-amintesc și acum, în anii copilăriei mele, când învățam franceza la radio, la France Inter și la RFI, 3 luni de zile s-a vorbit, la un moment dat, profanarea unor morminte la Carpentras, lângă Avignon. A fost un subiect teribil. Erau și morminte ale evreilor, de asemenea ale unor soldați, tot așa, vedem imagini la televizor din această zonă sacră a unor bătălii crunte în primul război mondial, a unui loc, într-adevăr, de demarcație, de meditație pentru istorie și în beneficiul ei. Ei bine, 3 luni de zile că eram cu ideea asta la Carpentras, lângă Avignon, departamentul Vaucluse, profanarea unui cimitir a adus atunci un scandal național, european. Au mai fost după aia, în Alsacia, de asemenea, tot felul de morminte din astea vandalizate, iată pungile de gunoi cu banda adezivă peste crucile eroilor români care au căzut acolo în cruntele bătălii. Ideea este că ei n-au dreptul, iată, în țara lor, aici, dincolo de Sânt Martin sau de Dărmănești, pe teritoriul României, cum să le faci așa ceva? Deci, asta vreau să vă spun ca să-mi duc ideea până la capăt. Știți cum s-a terminat în Franța atunci cu Carpentras, cu asta? Cu demisii, da, cu demiteri, cu tot felul de intervenții. Deci, tot statul, de la Vlădică la Opincă, toți erau practic ridicați în picioare să pronunțe, să dea un verdict. S-a discutat pe toate fețele. Asta s-a întâmplat acum 30 de ani. 25-30 de ani. Da? Dar a fost o dramă națională, pentru că astea sunt exact termenii sacri, cuvintele sacre. Politica nu-i sacră, sportul nici pe atât. Da? Ce se întâmplă în general în societate, noi care trecem degeaba prin viața asta, nu ni se întâmplă nimic. Bă, măcar amintirea acestor războaie care au zguduit omenirea, da? Cartea de istorie și tot ce știm noi despre viața asta, astea ar trebui măcar, dacă tot ne considerăm creștini, toți suntem cu Dumnezeu în gură toată ziua, și noi, și ungurii, și polonezii, și cehii, și italienii, bă, măcar atât ar trebui să respectăm. Da? Memoria unor evenimente care, fără de care nici noi n-am fi fost. Adică ele reprezintă mult mai mult decât farfuria din fața ta, decât alegerile europarlamentare de duminica viitoare și decât tot ce trăim noi astăzi. Lucrurile astea ar trebui, dacă ești patriot, dacă
îți reprezinți țara, dacă ești un cetățean obișnuit, dacă ești un om onest, astea ar trebui într-adevăr să fie lucruri de neatins, cu care să nu te poți juca. Nu este admisibil ca toți șnapanii ăștia din politica românească să nu aibă curajul să vină, să se ducă la fața locului, așa cum mitocanii se duc peste tot în România ca să fie văzuți, ca să-i mintă pe oameni. De ce nu se duc acum acolo să tranșeze această chestiune? Nici măcar spuneam, Kelemen Hunor n-a avut curajul în fața unui asemenea moment să vină și să vorbească în ungurește, cum face el de obicei la șefia UDMR. Chiar și el a mai lăsat un pic și a spus că hai că se mai poate mări un pic cimitirul, hai că dacă ne strângem un pic să poate, n-aveți ce să căutați voi lângă eroii maghiari. Ăștia sunt unguri și Transilvania e țara lor, în accepțiunea UDMR. Deci n-au ce să caute soldații români acolo. Dar hai să vedem, să căutăm o soluție, a mai îngăimat el. Ori de la București noi n-avem nicio replică. Îi au toți să consideră patrioți ca să-i mintă pe român la o fasole, la un ciolan în această perioadă electorală. Dar este vreunul care să intervină pentru asta? Că eu n-am văzut. Băi, este vreunul care să vină, nu trebuie să-și desfacă pieptul și să ne arate câte decorații are. Nu la asta mă refer. Da? Vreau să-l văd pe unul care are o poziție. Vine și spune ceva de bun simț. E tolerabil așa ceva într-o țară independentă? Să ajungă eroii națiunii. Ăia sunt eroi, nu cei care fac politică. Da? Nu Rareș Bogdan și Carmen Avram sunt eroi naționali. Ăia sunt, bă, ăia au murit în războiul mondial. Da? Pentru culorile naționale. Ăia n-au nici măcar dreptul ăsta. Nu-i apără nimeni în țara asta. Asta mi se pare uluitor. Cum să n-ai o reacție? Cu atât vă spun, orice țară europeană, faceți așa ceva în Austria, faceți așa ceva în Olanda, în Belgia, în Germania, în Franța, s-a terminat. Deci, ai 25 de ani de pușcărie, dacă te găsește cineva, ești ras din cartea funciară, ești ras din administrație, nu mai existi. Deci, cu lucrurile astea nu te joci. Cădeau capetele la ăia numai pentru că au găsit niște cruci date pe jos. Să răspunde la nivel înalt pentru asta. Noi nu avem nicio reacție în România. Este senzațional să poți să faci așa ceva. A murit Florian Walter, ne-a venit acum informația. El suferise un atac cerebral la sfârșitul săptămânii trecute. Al doilea nume din lumea asta a investitorilor la Dinamo și în general fotbalul românesc care s-au curățat în ultima perioadă după celebrul Vasile Turcu. Florian Walter, care tot așa finanțase Dinamo, Cluj și Petrolul, se dus la spital joia trecută în stare destul de gravă, dacă nu chiar disperată. Și medicii spuneau atunci că nu-l mai pot opera. Finalmente fusese stabilizat, am aflat, iar doctorul Șerban Brădișteanu a cutezat până la urmă să-l opereze vineri noapte. Brădișteanu e mai celebru decât piloții de la Tarom. Se pare că totuși, deși a reușit evident operația, până la urmă pacientul este mort. A fost în comă, ținut practic în viață numai de aparate. Florian Walter avea 56 de ani. Și spuneam, la un moment dat marcase așa cu o piatră de asta sângerie domeniul de activitate în care se lăfăia. Traian Băsescu consideră, ca să ne întoarcem în actualitate, asta era așa un breaking news fără să intrăm în ridicol și să-l numim chiar cu aceste cuvinte, dar întorcându-ne la profanarea de morminte din Bacău și Harghita, Traian Băsescu totuși s-a exprimat, ca să nu trecem pe lângă subiect și să fim până la urmă părtinitori, să spunem, bă, chiar n-a avut nimeni nicio reacție. Traian Băsescu, care n-a avut reacții de genul ăsta când ar fi trebuit, a intervenit acum și a spus că este o dovadă de primitivism din partea UDMR, absolut corect, și că românii de etnie maghiară, prin unii reprezentanți, au încercat orice măsură, sau au întrecut, mai exact, orice măsură, de data asta, s-a amavolnicit asta venind după altele la rând, bineînțeles, în ultima vreme, o escaladare a măsurilor de-astea de obrăznicie, le-aș numi într-un termen mai popular, fără precedent la adresa națiunii române, văzând că se poate. Ei văzând că se poate, că li se dă nas, au încercat de la aia cu bacalaureatul, acum au ajuns să ne dezgroape morții din morminte, numai pentru că ăla este un teren de-a lor. Eu vă spuneam, la vremea în care aveam energie maximă și încă ne mai luptam pe segmentele astea, crezând că poate totuși să
Există oameni care să facă dreptate în țara asta, că unii se vor ridica, vor avea un glas chiar mai puternic decât noi, că ne vor susține unii, că vom avea câștig de cauză. Măcar în instanța românească sau pe undeva, n-am reușit să răzbatem practic pe nicăieri din cauza imposturii, a fricii, da? Amicismului oamenilor, care împotrivă își vedeau tot de farfuria lor și după aia se duceau să ceară votul românilor pretinsă. Nu-i aud pe ăștia, nu-i văd pe nicăieri, ducându-se la Dărmănești acum sau la Sânt Mărtin, măcar să ridice pungile alea de gunoi de pe crucile eroilor români. Nu face nimeni lucrul ăsta, da? Însă turul e pe la televizor că ei vor face de toate. Pace! Pace! A declarat Codrin Ștefănescu că vrea. Adică, să înțelege, să ne lăsați să furăm în continuare, că vă venim noi de hac. Da? Din câte înțeleg eu și din câte observ deja de o perioadă, PSD-ul vrea să interzică chiar și ura la adresa acestui partid. Pe asta o avem de la Gorbaciov, domnul Codrin Ștefănescu. Da? De la Mihail Gorbaciov și de la Lech Walesa avem asta. Putem să înjurăm cât vrem. Da? Asta n-ați stabilit-o voi, care sunteți niște analfabeți. Asta o avem încă înainte să cadă zidul Berlinului. Aveai voie să dai din clanță. Puteai să înjuri, puteai să zici ce vrei. Da? E, nu sunt niște drepturi, au trecut mai bine de 30 de ani decât le avem, pe care să ni le ia PSD-ul. PSD-ul ar vrea să nu-i mai insulte lumea. Ar vrea să nu mai fie meeting-uri împotriva lor. Ar vrea să nu mai iasă lumea din case să-i înjure pe ei. Și ce ați mai vrea, domnilor? Da? Uite, nu v-am văzut pe niciunul de când vă... Eu dacă eram, uite cum... ca să-l parafrazez pe Kelemen Hunor, nu modernizam în weekendul ăsta Portul Constanța. Dar dacă eram primul ministru al României, acum eram la Dărmănești. Da? Ceream ajutorul autorităților.